Probabil nu există persoană care să nu și-a pierdut vreodată un obiect personal pe care apoi l-a regretat. De asemenea, cu toții am vrea să consumăm alimente cât mai sănătoase cu putință. La fel, ne-am dorit să trăim într-un oraș mai puțin poluat și despre care să aflăm totul cu doar un click. Ei bine, la toate aceste probleme, tinerii români au găsit soluția. Peste 70 de echipe au participat weekendul ăsta la hackathonul care le poate transforma ideea în realitate. 60 de secunde, atât au avut la dispoziție să convingă juriul că ideea lor valoroasă merită să fie transformată în afacere. Inițial, 62 de echipe s-au înscris în competiție, fiecare cu câte o idee inovatoare într-unul din domeniile agricultură, securitate cibernetică, energie, sănătate, lifestyle, retail și smart cities. Dintre acestea, în urma unei sesiuni de prezentare, au fost selectate 40 de echipe care, într-o singură zi, au creat prototipul cu care au intrat în concurs. Prin aceste proiecte am găsit și o aplicație cu ajutorul căreia îți vei putea găsi orice obiect de valoare, cum ar fi portofelul, mașina, cheile, telefonul, ba chiar și animalul de companie. Să luăm, spre exemplu, situația ipotetică în care ne pierdem cheile. Vom intra în aplicație, selectăm obiectul pierdut, cheie, și cu cât ne apropiem mai tare, cu atât intensitatea semnalului va crește. Tot ce va trebui să faceți este să vă atașați un device de respectivul obiect și să vă descărcați aplicația. Veți fi trimis direct în locul în care se află obiectul pierdut și va fi practic imposibil să nu-l găsiți. Iar această aplicație poate fi extrem de utilă nu doar în cazul obiectelor pierdute, ci și în cazul celor furate. Și avem de gând să-l facem mai micuț ca să poată fi atașat obiectelor și la chei și la portofel, ținut în geantă, să fie mai mic și mai ușor de folosit. Cam cât ar costa un astfel de device? În producție de masă, noi estimăm în jur de 7-8 dolari per bucată. Doar producția? Doar producția, da. Și aplicația va fi gratuită? Pentru utilizatori am vrea să fie gratuită. La fel de interesantă este și aplicația realizată de Alexandru, George și Ștefan. Ei sunt studenți în anul 2 la Politehnică și s-au gândit să vină în ajutorul doritorilor de produse alimentare direct de la producător, dar și în ajutorul țăranilor care întâmpină dificultăți în a-și vinde marfa. Este o aplicație care va face legătura între fermieri și utilizatori. Acum am intrat în panoul unui fermier, vrea să dea un nou anunț, să spunem că va vrea să anunțe că vrea să vândă mere, pune anunțul cu mere, pune adaugă. Și acum imediat va apărea în panou că a vrut mere. Această opțiune are un design comun atât pentru utilizatorul care dorește să cumpere, cât și cel care vrea să vândă, și vom oferi niște note de încredere atât pentru cei care cumpără, cât și pentru cei care vând. Astfel, iubitorii de produse bio vor putea lua legătura cu producătorii din întreaga țară și să renunțe definitiv la fructele și legumele din import în favoarea unor produse naturale și de calitate. Cum ne dăm seama dinainte că produsele sunt de calitate și că nu vom fi păcăliți? Ne-am gândit la acest aspect. Sistemul nostru va implementa un sistem de rating în care, de exemplu, de 5 stele, care ar fi maximul, și pe măsură ce primește mai multe review-uri negative din partea utilizatorilor, acest rating va scădea, iar atunci când, să zicem, ajunge sub 3 stele, va fi exclus automat. Și dacă tot am călătorit prin țară în căutare de produse bio, să ne oprim puțin și în Alba Iulia. Aici există de ceva vreme un sistem hardware care va transforma acest oraș într-unul inteligent. De acest sistem s-au folosit și acești tineri care au venit la Hackathon cu un proiect tare interesant. Ce vrem noi să facem mai exact? Să afișăm într-un design foarte prietenos, astfel încât să înțeleagă toți utilizatorii ce se întâmplă în aplicația noastră. Afișăm datele statistice, ce se întâmplă în oraș la un anumit moment. Afișăm locurile unde sunt foarte mulți oameni, ce se întâmplă cu poluarea. Proiectul pilot de la Alba Iulia reprezintă doar un model de operaționalizare a implementării conceptului de Smart City. 70 de echipe s-au înscris la hackathonul desfășurat în acest weekend, iar dintre toate echipele, doar 20 își vor vedea proiectul devenind realitate.